În această perioadă pe care noi o numim o perioadă specială pentru Biserica Domnului de aici, în sensul că este o perioadă de post și rugăciune, am început și am încercat să ne facem o analiză serioasă. O analiză atât ca indivizi, ca persoane, cât și o analiză ca Biserica lui Dumnezeu. Am încercat în această analiză pe care ne-o facem să descoperim cam pe unde suntem în raport cu ceea ce învățăm din Scriptură, că a fost Biserica Apostolică, Biserica Domnului nostru Isus Hristos de la început. Și poate că sunt mai multe aspecte care noi le-am descoperit că au fost diferite decât acelea care sunt acum și încercăm să le recuperăm și mă rog Domnului să ne ajute să facem locul acesta. Poate că atunci când dumneavoastră acasă sau aici la biserică am citit cuvântul Domnului din Cartea Faptelor Apostolilor, despre biserica aceasta apostolică, am descoperit că biserica aceasta de la început era foarte deranjantă pentru societatea de atunci. Ați văzut lucrul acesta? Spune Sfânta Scriptură că la un moment dat, când uh, uh, s-a vestit cuvântul lui Dumnezeu undeva într-o cetate, iudeii care n-au crezut Evanghelia, n-au crezut pe Domnul Iisus Hristos, au întărâta toată cetatea au năvărit în casa unui Ason să-l caute pe Pavel, nu l-au găsit, l-au trăit pe Iason la judecată și au zis, oamenii aceștia care răscolesc lumea au ajuns și la noi. A jit expresia asta în Biblie. Sau atunci când au ajuns în Filipi, dragii mei, stăpânii aceia ai roabei care a fost eliberată de Duhul de Ghicire, i-au trăit pe apostol în fața dregătorului judecătorilor și au zis, oamenii ăștia sunt niște iudei care ne vestesc niște obiceiuri ciudate. Pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le practicăm. Vreau să vă întreb, vi se pare cumva că Biserica Creștină, nu contează cum se numește ea, este deranjantă pentru societatea de astăzi sau încercăm să căutăm respectul societății de astăzi? Nu prea deranjează pe nimeni Biserica de astăzi. V-ați pus întrebarea vreodată, frați și surori, prieteni, dacă sunteți în locul acesta, de ce biserica de atunci deranja așa de tare? Și biserica de astăzi nu are nicio problemă. Dacă vă uitați cu atenție în Scriptură și dacă citim cu atenție Cuvântul lui Dumnezeu, răspunsul la întrebarea aceasta este, frații mei, că biserica de atunci deranja foarte tare din cauza spiritului misionar. Ea nu stătea într-un loc. Oamenii, dragii mei, nu se cantonau doar la la slujbele din biserică. Și tot ceea ce se vorbea despre Dumnezeu să fie între cei patru pereți și cu asta s-a terminat totul. Biserica de la început, dragii mei, era așa de deranjantă pentru societate din cauza spiritului misionar. Și aș vrea la această seară, așa cum și fratele bine a predicat și cum este și tema noastră, să încercăm să vedem cum să recuperăm spiritul acesta misionar apostolic. Deci, mai spiritul misionar apostolic este generat mai întâi de toate de un statut spiritual. Și fratele Beni spunea lucrul acesta despre oamenii care s-au împrăștiat din cauza acelei prigoniri în toate părțile, nu erau, din punctul de vedere al poziției bisericești, niște oameni speciali, cu poziții în biserică. Sau chiar cu daruri, cu daruri speciale. Oamenii aceștia, dragii mei, erau simpli. Simpli creștini. Numai că aveau un statut spiritual extraordinar. Și în capitolul acesta, spre finalul pasajului pe care l-am citit, ni se spune că acești oameni erau numiți, sau au fost numiți la un moment dat, cum? Creștini. De ce? De ce, frații mei? Poate cel mai la îndemână răspuns este că pomeneau mereu numele lui Hristos. Și de fiecare dată când luau cuvântul și spuneau câte ceva, vorbeau despre Hristos. Vreau să vă întreb dacă se găsește pe buzele noastre, în gura noastră, în vorbirea noastră, așa de des astăzi numele Hristos sau Isus. Se găsește? Nu prea. Poate mai repede se găsesc numele politicienilor, sportivilor, și altora. Și mai puțin rostim în vremea aceasta numele Hristos sau numele Isus. Ei, cei de atunci erau creștini pentru că rosteau foarte frecvent numele Isus, dar nu doar din asta, ci din cauza faptului că oamenii aceștia erau urmașii Domnului Isus Hristos și asta se vedea. Erau urmașii Domnului Isus. Și vreau să vă spun, dragii mei, că urmașii Domnului Isus Hristos, adevărații urmașii Domnului Isus Hristos, au cu ei spiritul misionar. Știți că Domnul Iisus Hristos când a coborât din cer în lumea noastră, a coborât în această lume cu un spirit misionar, știți asta? Spuneți-vă la Scriptură că El se ducea din loc în loc, ce făcea? Probă vă Evanghelia și vindeca pe cei bolnavi. Nu stătea într-un loc. El se ducea din loc în loc, ori pe unde ajungea, ori pe unde îi umblau pașii Vestea Evanghelia spunea, pocăiți-vă căci împărăția celor este aproape. Ei, urmașii lui Hristos, au cu ei acest spirit misionar. Spune Sfânta Scriptură că oamenii aceștia s-au împrăștiat din cauza uh, persecuției uh, pe vremea lui Ștefan. Ce poți să iei atunci când vine persecuția și te pregătești de drum și pleci, pornești la drum? Poți să iei tare multe lucruri? Sunteți oameni aici care ați mers în călătorie. Ați luat un geamantan. Poate două, cele mai multe lucruri le-ați lăsat acasă. Că nu poți să te duci în călătorie cu tot ce ai agonisit de o viață să pornești la drum. Când oamenii aceștia s-au împrăștiat, n-au putut lua foarte multe lucruri. Dar vreau să vă spun, dragii mei, dacă ești creștin autentic, nu poți să lași acasă spiritul misionar. Ți-ai luat un costum, ți-ai lăsat 10 acasă. Ți-ai luat o rochie, ți-ai lăsat 20 acasă. Dar nu poți să lași spiritul misionar. Face parte din statutul tău spiritual. Credeți lucrul acesta, frații mei? E parte din existența noastră de copii ai lui Dumnezeu. Și ori pe unde ajungem, dragii mei, spiritul misionar este cu noi, este în viața noastră, este în ființa noastră. Nu se poate să fii un urmaș al lui Hristos fără spirit misionar. Și acest, aceast, acest statut spiritual, această calitate, dacă vreți, de urmaș al lui Hristos, cu acest spirit misionar, ne face să avem compasiune pentru oameni, pentru oamenii pierduți. Spuneți dumneavoastră, frații mei care sunteți în sală, de câte ori trecem noi pe lângă oamenii din Cluj, bună oară? Pe lângă colegii noștri de școală sau de serviciu? Indiferenți de starea lor spirituală. Nici nu ne gândim, dragii mei, că cei din preașma noastră se duc cu repeziciune spre iad, spre pierzare veșnică. Eu vreau să vă spun, Domnul Iisus Hristos, ai cărui urmași suntem noi, n-a trecut nepăsător pe lângă oameni. Spune în Evanghelia după Maria, capitolul 9, că s-a uitat așa la gloate, când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele. Că le vedea așa ca o turmă care risipită, care n-are păstor. Nu putea Domnul Iisus Hristos să treacă prin lumea aceasta, printre oamenii pierduți, fără să înceapă să-i bată inima pentru ei. Și am stat și m-am întrebat când am citit textul acesta dacă mie îmi bate inima, dragii mei, când trec pe străzile Clujului pentru oamenii din cetatea asta fără Dumnezeu. Sau nu îmi bate inima? Urmașului lui Hristos, cel care are acest statut spiritual, nu poate, dragii mei, să treacă prin lume fără să aibă compasiune pentru oamenii pierduți. Se uite la ei. Se roagă pentru ei. Îl ia mila pentru ei. Ca așa a făcut Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ca urmașa lui Hristos, dragii mei, cu acest spirit misionar Prezent în ființa mea, în viața mea. Nu doar că am compasiune pentru oameni. Trebuie să am cu mine și să aveți cu dumneavoastră curajul să-i abordați pe oameni. Și vă întreb dacă aveți curajul să-i abordați pe oameni. Sau mă întreb pe mine dacă am curajul ăsta. Pe colegii dumneavoastră. Pe prieteni. Aveți curajul să-i abordați. citea fratele Beni mai înainte și este extraordinar că apostolii au stat înaintea lui Dumnezeu în contextul ostil de atunci, adevărat. Să se roage lui Dumnezeu să le dea putere ca să vorbească cum? Cu drăzneală. Eu vreau să vă spun că nu-i chiar așa de simplu să stai să-i abordezi pe oameni. Dar trebuie să o faci. Și trebuie să o fac. Și pentru asta, dragii mei, trebuie să am, să am cu mine îndrăsneala îndrăsneala care vine de la Dumnezeu și oamenii aceștia s-au rugat să aibă îndrăsneală și Dumnezeu le-a dat îndrăsneală când scrie apostolul Pavel Efesenilor și îi îndemna să facă tot felul de rugăciuni pentru toți sfinții spunea Pavel rugați-vă și pentru mine ca ori de câte deschid gura să mi se dea cuvânt să vestesc taina lui Dumnezeu sau Evanghelia lui Dumnezeu așa cum se cuvine cu toată îndrăsneala. Eu știu, dragii mei, că e comod, e confortabil să trăim ca și creștini într-o clasă de școală, într -o, printre studenți la facultate, printre colegi la muncă, fără să uh, îi abordăm deloc, pentru că nu avem curajul să o facem. Ei, spiritul misionar dat de acest statut spiritual de urmaș al Lui Hristos înseamnă să ai curaj, să ai Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Această acest spirit misionar dat de statutul acesta de al lui Hristos înseamnă să am compasiune, să am îndrăzneală, dar înseamnă, dragii mei, și să caut ocazii și să le fructific ocaziile pe care Dumnezeu mi le scoate ca să-i ca să abordez pe oameni. Spune, spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos spune Evanghelistul Ioan la capitolul 4 trebuia într-o să treacă prin Samaria. Și a venit la fântână aceea, ucenicii au plecat în cetate să caute de mâncare, era singur acolo, bătea soarele, și a venit la fântâna aceea o femeie din cetatea Samariei să ducă apă. Eu, era ocazie de evangelizare sau nu era o de evangelizare, frații mei? Dacă ați fi fost dumneavoastră în locul Domnului Isus Hristos, unde a pierduți pe un câmp la o fântână și ar fi venit o persoană, bărbat, femeie, să scoată apă. V-ați fi gândit că e ocazie de evangelizare sau nu v-ați fi gândit? E cineva taximetrist, poate aici. Conduce un taxi și face curse. Și ia un călător în mașină. Se gândește taximetristul acela că e ocazie de evangelizare sau nu? Ești la spital, lucrezi la spital și îți vine un pacient. Te gândești că e ocazie de evangelizare sau nu? Când a venit femeia aceea la fântână, Domnul Isus Hristos a zis, dă te rog, puțină apă să beau. A fost introducerea. Că nu asta era marea problemă. Și vă întreb, unde a ajuns toată discuția asta? A ajuns la Mesia, la Hristos. Pentru că fructifici ocazii. Sau cauți ocazii. Când Pavel s-a dus prin Atena și a, cer și a străbătut toată cetatea aceea, s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, la idolii care erau acolo în cetate, la un moment dat s-a uitat la oamenii aceia și a căutat ocazie să le vorbească și a zis, oameni buni, pe când străbăteam toată cetatea asta voastră, a văzut un altar pe care scrie unui Dumnezeu necunoscut. Pe Dumnezeu ăsta vi vestesc eu. Amin. A folosit ocazia sau nu a folosit-o? Mi-aduc aminte, nu știu dacă m mai spus treaba asta, undeva prin anii 87-88, mai aduc aminte bine când, Veneam de la București, de la școală, cu încă doi colegi pe tren, Și undeva la Ploiești, mi se pare, s-au urcat în compartimentul în care eram noi toți trei colegii, niște doamne, mai erau și alții în compartiment, s-au urcat două doamne. Trăgeau după ele geamantanele, am sărit repede să, să le ajutăm să-și pună geamantanele sus, le-am pus geamantanele sus, s-au așezat, ne-am așezat și noi și trenul a pornit din gară. Și după ce a pornit trenul din gară, era liniște. Eu citeam într-o carte în limba engleză, o carte religioasă în limba engleză. Asta era înainte de Revoluție. La un moment dat, după ce trenul a mers, am obosit, am pus cartea pe măsuța din, din compartiment cu coperta sus. Și domnul care stătea în fața mea, care s-a urcat la ploiește, a zis îmi dați voie să mă uit la cartea asta? Am zis sigur. S-a uitat la cartea aceea, a citit câteva rânduri și a zis dar dumneavoastră cine sunteți? Noi suntem niște studenți de la seminar de la București, seminarul teologic Pentecostal. Asta n-am mai auzit. Cine sunteți dumneavoastră, totuși, să uh, citiți în limba engleză cărți de felul acesta? În momentul acela, dragii mei, unul dintre colegii mei, nu vă spun numele că îl cunoașteți, a început să mărturisească întoarcerea lui Dumnezeu. Este o minune cum, cum s-a întors la Dumnezeu. Părinții au dat afară din casă. I-au pregătit geamantanul, i-au pus, pus la, -au pus la și au zis, du-te, du-te la pocăiții tăi. Și în timp ce el mărturisea, era, dragii mei, ocazie pregătită de Dumnezeu să se facă evangelizare. În timp ce el vorbea despre întoarcerea lui Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos care a mântuit sufletul, că a avut de suferit pentru asta, domnul au început să lăcrimeze. Și ceilalți din compartiment erau foarte atenți și au început să lăcrimeze. În fine, discuția a fost mai lungă, nu vreau să uh, ocup prea mult timp cu asta. Undeva la Brașov, doamnele s-au pregătit să coboare. Au spus mai multe lucruri în momentul acela. Au se pregătit să coboare. Am luat geamantanele, le-am ajutat să meargă până la, la ușa vagonului să coboare în Brașov. Când eram chiar la ușă cu geamantanele, să le dau să coboare, una dintre ele și-a dus mâna la ăsta și-a scos o legitimație, era ofițer de securitate. A zis, numai să vedeți cu cine a stat de vorbă astăzi. Dragii mei, Dumnezeu pregătește ocazii. Pe tren sau în mașină sau la spital sau la școală sau la serviciu, important este să vrei să fructifici aceste ocazii pe care Dumnezeu le pregătește. Spiritul misionar din tine ca urmașa lui Hristos nu te lasă să, să nu, să nu fructifici ocaziile acestea. Mă rog, Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să mai spun poate un gând în seara aceasta, în al doilea rând. Spiritul misionar apostolic se exprimă prin vorbire. Prin vorbire. Domnul Iisus Hristos le-a dat ucenicilor și prin ei a dat bisericii această poruncă. Duceți-vă, propovăduiți, predicați, vorbiți dacă vreți, Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și apostolii au început să vorbească. Ori pe unde se găseau, oamenii aceștia începeau să vorbească. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi vorbit? Frății mei, știți că cei din vremea aceea, asta au încercat să facă, să-i oprească să vorbească. Și a zis, nu mai vorbiți, știți asta? Că dacă nu mai vorbiți, totul e în regulă. Puteți fi cetățeni onorabili, respectați în societate dacă tăceți, dacă nu mai vorbiți. Știți care a fost răspunsul apostolului când mai mari din vremea aceea au încercat să se oprească, să nu mai vorbească, știți? Mi s-a citit mai înainte. Noi nu putem să nu vorbim. Spiritul misionar, dragii mei, se exprimă prin vorbire, și i-au spus: Noi nu putem să, vor, să nu vorbim. Și vă întreb: Noi de ce putem să nu vorbim? De ce putem să nu vorbim? Câți dintre dumneavoastră din locul acesta ați suferit pentru Hristos în ultima săptămână? O insultă, o jignire, tăierea unor drepturi. Ca să nu mă duc la suferință fizică, pentru că poate e prea mult pentru noi în vremea aceasta. Cât ați suferit? Dragii mei, dacă noi tăcem, nu avem nicio problemă. Principul ăsta e valabil și astăzi. Tăceți, nu spuneți, nu vorbiți și sunteți biserica cea mai apreciată din zonă. Când începi să vorbești, să spui despre Domnul Isus Hristos, să abordezi, mântul acela ai probleme. Și oamenii aceștia au zis, noi nu putem să nu vorbim. Și mi-a pus întrebarea, oare de ce ei nu puteau să nu vorbească, și noi putem să nu vorbim? De ce, frații mei? Dumneavoastră v-ați pus întrebarea asta. De ce ei nu puteau să, să tacă? De ce nu puteau să nu vorbească? Că dacă pentru ei Spiritul misionar se exprima prin vorbire, pentru mine și pentru dumneavoastră, Spiritul misionar trebuie să se exprime prin vorbire. Și noi de ce tăcem, și ei nu puteau să tacă, dragi mei? De ce? Și de ce nu puteau să tacă? Pentru că oamenii aceia au avut o experiență cu Domnul. Și au zis, noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. E experiența noastră. Când ai o experiență cu Dumnezeu, cu Domnul Isus Hristos, o experiență cu cerul, nu poți să taci să nu vorbești. Dar dacă n-ai avut niciuna, deci despre ce să vorbești? Teorie, teorie, nu? Când Saul din Tars s-a întâlnit cu Domnul Isus Hristos pe drumul Damascului, din ce a primit acest mesaj că el va trebui să depună mărturie în fața tuturor oamenilor despre ceea ce a văzut și a auzit. E principiul mărturiei, frații mei. Și Pavel s-a dus. Nu putea să tacă. Chiar dacă îl puneau uh, autoritățile de atunci în temniță, nu putea să tacă. Chiar dacă îl scoteau afară aproape mort, se ridica de acolo din starea aceea și ar începea să vorbească. Pentru că nu putea să tacă. Omul acesta a avut o experiență S-a întâlnit cu Domnul Isus Hristos Și întâlnirea asta cu Domnul Isus Hristos Experiența nu te lasă să taci Și vă întreb în această seară Dragii mei care sunteți aici Dumneavoastră ați avut vreo experiență cu Domnul? Una care să întreacă Tot ceea ce poate gândi mintea Că dacă am avut o asemenea experiență Dragii mei, ea nu ne lasă să tăcem Ea ne pune să vorbim, să, să spunem să mărturisim. Și oamenii aceștia nu puteau să tacă, nu puteau să nu vorbească. Știți de ce încă? Pentru că luau în serios porunca dată de Domnul Iisus Hristos. Ceea ce noi s-ar putea să nu facem. Domnul le-a spus, duceți-vă și vorbiți. Spuneți, vestiți, propovediți la orice făptură. Și vă întreb, dragii mei, dacă porunca asta credeți că e valabilă și pentru noi? Sau nu e valabilă pentru noi? Dacă e valabilă și pentru noi, ce am făcut cu porunca asta? Că porunca e la fel și astăzi. Vorbiți. La orice făptură. Și întrebați-vă, dragii mei, la câte făpturi, sau să ne întrebăm, la câte făpturi am vorbit săptămâna asta despre Domnul Iisus Hristos? Nu despre politică sau despre alte lucruri. Despre Domnul Iisus Hristos. La câte făpturi? Că porunca e clară, nu trebuie predică specială pe asta. Porunca e clară, duceți-vă și vorbiți la orice făptură. Și noi tăcem, că putem să tăcem. Pentru că avem impresia, dragii mei, așa cum se spunea ceva mai înainte, că misiunea, mărturia este pentru o mână de oameni din biserică chemat să predice, chemat să evangelizeze, chemat să fie misionare. Asta e altă poveste. Spiritul misionar este pentru fiecare urmaș al lui Hristos. Spuneam, dacă nu, cu o săptămână în urmă, mi se pare despre unitate, că este aportul fiecăruia. Vreau să vă spun, misiunea este aportul fiecăruia dintre noi, a urmașilor lui Hristos. Trebuie să vorbim pentru că avem o experiență cu el, experiență care ne-a schimbat viața. Dacă viața este schimbată la cineva de aici, nu este schimbată printr-o educație religioasă. Dacă viața este schimbată, nu este schimbată, dragii mei, prin forțele proprii, măs prin, prin măsuri coercitive, nu, nu. Este schimbată prin intervenția lui Hristos a lui Dumnezeu în viață. Și asta este minunea lui Dumnezeu. Dacă ai fost cumva și dacă ai fost undeva și dacă ai trăit cumva ca lumea asta și acum ești altfel și trăiești altfel după alte standarde, e minunea lui Dumnezeu, experiența cu Dumnezeu. Ei, dacă ai avut această experiență, vorbește. Dacă te uiți în cartea lui Dumnezeu, în Scriptură, și descoperi aici porunca, vorbește. Pentru că Dumnezeu a dat porunca asta pentru fiecare și Dumnezeu ia în serios porunca lui. Oamenii aceștia nu puteau să nu vorbească pentru că aveau experiența și aveau poruncă. Am stat și m-am întrebat totuși de ce vorbirea asta era așa de deranjantă. Uitați-vă, pot să vorbești în ziua de astăzi că e libertatea cuvântului într-o societate democratică ce vrei despre cine vrei. Poți să îl jignești pe președintele țării în toate ziarele, dacă vrei. E libertatea cuvântului. Dar dacă începi să vorbești în mod serios despre Domnul Isus Hristos, despre Dumnezeu, despre împărăția lui Dumnezeu, despre pocăință bună să te aștepți să ai necazuri. Din cauza asta, dragii mei, era așa de deranjantă biserica. Vorbea de la Dumnezeu, oamenilor și vorbirea asta deranja, știți de ce? Pentru că vorbirea asta din Scripturi, din partea lui Dumnezeu, este o vorbire condamnatoare. De exemplu, când, domnul, când, a când Ioan Botezătorul s-a ridicat și a început să predice pocăiți-vă, sau Domnul s-a ridicat și a zis pocăiți-vă, sau apostolii s-au ridicat să zică pocăiți-vă, știți ce implică provocarea asta pocăiți-vă? Implică o condamnare. Sunteți păcătoși și aveți nevoie de pocăință. Cine dintre ai dumneavoastră acceptă să îi se spună că e păcătos? Nimeni! Începeți să-i apreciați, să-i aplaudați, să le spuneți că fac bine cum fac și trăiesc bine cum trăiesc, chiar atunci când fac cele mai mari păcate. Sunteți cei mai buni prieteni. Când i-ai spus tu ești păcătos și ai nevoie de pocăință, așteptă-te să rupă prietenia. Sau așteaptă -te să te dea afară din serviciu. Sau așteaptă -te să te întoarcă spatele. Sau chiar să te scoată afară din casă. Că zicea Domnul Iisus Hristos, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi împotriva a doi și doi vor fi împotriva a trei. Dacă vorbești. Că vorbirea asta, dragii mei, condamnă și provoacă Provoacă la pocăință, la întoarcere la Dumnezeu. Vorbirea asta, dragii mei, provoacă la lăsarea a ceea ce este vechi, la schimbarea stilului de viață, întoarcerea la un nou stil de viață cu valorile care sunt aici în Scriptură. Mă rog, Domnule, să ne binecuvinteze. Dragii mei, spiritul misionar apostolic este generat de un statut spiritual de urmașa lui Hristos. Și el se exprimă prin vorbire, nu prin tăcere, prin vorbire. Și mă rog, Domnului, să ne ajute să facem lucrul acesta. Mă opresc aici, nu putem merge mai departe, dar cred că din tot ceea ce s-a spus în seara aceasta, dragii mei, până acum, Dumnezeu poate să lucreze la inimile noastre, să recuperăm valoarea asta care am pierdut-o. Să începem să vorbim, să începem să mărturisim. Începând din casele noastre, de la colegii noștri și ori pe unde ne duce viața aceasta. Spiritul misionar îl luăm cu noi. Chiar dacă lăsăm multe lucruri acasă, când ne ducem dimineața, dragii mei, la școală sau la muncă, Spiritul misionar este cu noi și Domnul Dumnezeu să ne ajute să-l folosim așa cum ne învață scripturile.